Ultimul cod portocaliu de zăpadă și viscol a adus sancțiuni pentru drumari. Trei dintre societățile comerciale care se ocupă de dezăpezirea drumurilor județene au intrat în vizorul poliției rutiere pentru că nu au curățat așa cum trebuie carosabilul. Gecotrans a fost firma care a primit o amendă de 2000 de lei pentru că nu a acționat pentru îndepărtarea poleiului, punând în pericol viața participanților la trafic. Societatea amendată este responsabilă de dezăpezirea șoselelor din zonele Buzău Sud și Buzău Nord, iar sancțiunea a fost aplicată pentru 4 porțiuni de drumuri județene necurățate de polei și zăpadă. Firma Mecan Construct, responsabilă de tronsoanele de pe Valea Buzăului și în zona Pogoanele, a primit avertisment pentru lipsa de acțiune de pe 2 porțiuni de drum județean. Pentru aceleași abateri a fost avertizată și societatea Nicostimpex, cea care se ocupă de dezăpezirea drumurilor din zona Râmnicului. Șefii Consiliului Județean Buzău spun că aceste prime sancțiuni primite de firmele de dezăpezire nu fac altceva decât să sporească siguranța în trafic. Controlele sunt foarte bine venit. Și cu această ocazie și noi, și firmele, și cetățenii nu vor avea decât de câștigat. Cetățenii pot circula, să spunem, în condiții de siguranță. Firmele trebuie să-și facă treaba foarte bine. Iar noi, Consiliul Județean, putem să asigurăm, siguranța în trafic a cetățenilor. Responsabilii Consiliului Județean au și o nelămurire de ce nu au fost aplicate sancțiuni și pentru firmele care acționează pe drumurile naționale. Acolo este traficul mult mai intens și chiar au fost și mi-asum ce spun, chiar au fost porțiuni de carosabil unde exista polei. Deci nu aș vrea să se interpreteze, dar aș ruga poliția rutieră să facă aceste controle și pe drumurile naționale. Pentru că atât drumurile naționale, cât și drumurile județene, deci pe aceste drumuri, circulă și pe aceste drumuri mijloace de transport. Și administrația domeniului public, subordonată primăriei Râmnicu-Sărat, a fost sancționată cu avertisment pentru că în multe zone ale orașului nu s-a acționat pentru îndepărtarea poleiului și zăpezii de pe străzi.